S-a întâmplat an de an și încă se întâmplă pe majoritatea străzilor unde cu chiu cu vai au mai fost făcute niște reparații la carosabil. A devenit aproape o regulă ca după ce sunt săpate gropi sau asfaltul este frezat, șanțurile și gropile să fie lăsate așa zile și zile în șir, uneori chiar săptămâni, fără să fie turnat asfaltul cât mai repede. În aceste condiții, șoferii și mașinile acestora trebuie să suporte consecințele. Se lucrează haotic, se lucrează dezorganizat, asta se întâmplă de multă vreme în Giurgiu. Un exemplu este ceea ce se întâmplă și aici, pe strada Pictor Grigorescu, unde toată strada a fost frezată. Pe mijlocul străzii a fost tăiată o bandă foarte lată, iar șoferii acum au mari probleme din această cauză, pentru că mașinile pot fi distruse în momentul în care trec prin acest adevărat șanț care s-a creat aici. Iar asta se întâmplă de o săptămână. De ce nu a fost asfaltat imediat după ce a fost frezată strada, nu știu cine poate să ne spună. Și spuneam că nu este singurul caz. În această zonă există și risc de accidente din cauza acestor gropi și acestor șanțuri și vorbim despre o stradă care a fost tot timpul peticită, tot așa, haotic și dezorganizat, fără ca lucrările să fie de calitate. Administrația municipală a tolerat acest stil haotic de lucru și încă îl tolerează. În mod normal, reparațiile ar trebui încheiate cât mai repede, dar din păcate constatăm că numai de normalitate nu se poate vorbi.